Plenul Comisiei de la Veneția a aprobat ieri într-o ședință patru opinii privind unele legi prezentate de Republica Moldova, printre acestea și modificările la codul electoral făcute luna iulie, după care au fost declarate între timp neconstituționale. Restrângerea dreptului de a fi ales pentru a asigura un echilibru adecvat între apărarea legitimă a democrației și protecția drepturilor politice individuale trebuie să se limiteze la acele persoane care au participat activ la acțiunile care au condus la declararea neconstituțională a partidului, de exemplu, punerea în pericol a sistemului democratic al țării sau cumpărarea de voturi și trebuie evaluate individual. Se arată în recomandarea Comisiei de la Veneția la modificările din codul electoral făcute în luna iulie de Parlamentul de la Chișinău. Atunci sau a introdus restricții de participare în alegeri pentru fruntașii și membrii unui partid scos în afara legii de Curtea Constituțională. Aceleași modificări au fost declarate neconstituționale acum câteva zile după ce au fost atacate de către deputații fostului partid Șor. La plenarea Comisiei de la Veneția a participat și președintele Comisiei Parlamentare Juridice Numiri și Imunități Olesa Stamati, care a venit cu un comentariu pe pagina sa de pe o rețea socială. Apreciem conlucrarea cu, cu experții Comisiei de la Veneția și contribuția valoroasă a Comisiei la ajustarea legislației noastre la standardele europene. Amintim că miercuri Parlamentul de la Chișinău a aprobat în a doua lectură noile modificări la codul electoral, care impun unele restricții de a candida la alegerile locale din 5 noiembrie. Sunt vizate persoane în conflict cu legea, printre care și membrii fostului partid Șor scos în afara legii. Legea spune clar că cei care sunt bănuiți, învinuiți, înculpați sau condamnați în dosare penale nu vor fi acceptați în cursa electorală. Nu vor fi înscriși în cursa electorală nici persoanele care au fost excluse dintr-un scrutin electoral anterior sau cele care au fost incluse în listele de sancțiuni internaționale. Comisia de la Veneția a mai venit cu unele comentarii și asupra legilor de vetting, SIS și a proiectului de lege privind crearea curții anticorupție.